It's yours. Jurassic Park. It's your job to make it work. Just build the park and populate it with dinosaurs. Lots of dinosaurs. This will be the greatest theme park in the history of the world. Your job is to keep the park gates open. Prove to InGen that the park is viable and safe. Code Red, this is Park Control. Raptor breakout in Sector 32. Code Red. Copy that, Control. I'm reading 6 visitors in Sector 32. Okay, let's repair that breach. Oh, yes. You have a T-Rex. Don't forget. He's a hunter. Design it, build it, breed dinosaurs. It's yours, Jurassic Park. Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal, eu sunt T-Rex, iar astăzi vom juca un joc foarte vechi, un joc foarte extraordinar legat de Jurassic Park, după cum puteți vedea. E unul dintre cele mai grozave jocuri pe care am jucat eu vreodată, pot să zic. Seamănă puțin cu ceva jocul, nu mai știu cum se numește, Zoo Tycoon sau ceva de genul. Dar asta e mult mai... Oh, am lovit microfonul, scuze dacă ați auzit un sunet ciudat și v-a deranjat la urechi. Deci e un joc foarte interesant, frate, și de multă vreme mi-am dorit să fac un video cu acest episod. Va fi o serie destul de lungă și interesantă în care vom construi propriul nostru Jurassic Park. Noi o să-l administrăm, noi o să plasăm dinozaurii și o să vedeți că este foarte, foarte interesant și foarte captivant. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și vreți să facem o serie cu acest joc. Bun, și vreau să vă mai zic că jocul ăsta... e foarte greu de găsit aparent și probabil că o să las un link în descriere dacă mai găsesc linkul de unde l-am descărcat. O să las un link în descriere să-l puteți descărca și voi, să-l jucați în voie. Nu necesită un PC foarte puternic, fiindcă jocul este extrem de vechi, după cum puteți vedea calitatea grafică și astea. E un joc destul de vechi care poate să ruleze, frate, cred că și pe un cartof. Cred că dacă conectezi la un cartof un monitor, un mouse și o tastatură, poți să te joci cu asta. Bun, și hai să dăm aici Operation Genesis. Ce înseamnă mai exact Jurassic Park Operation Genesis? Înseamnă Jurassic Park Operațiunea Geneză. Geneză, că știți și voi de la istorie. Început, creație, chestii, vedeți? Operation Genesis. Și avem diferite moduri aici. Exercise, Mission, Side B. Știți că în Jurassic Park exista și o a doua insulă. Mai multe chestii, foarte fain. Dar noi o să începem să creăm o insulă. Și uite ce fain să deschid porțile așa. My name is John Hammond. Hello, my name is John Hammond. Aha, și eu sunt Terex, încântat de cunoștință. Săracul actorul ăsta a murit, ce rău îmi pare. N-a apucat și el Jurassic World. Prea rău îmi pare. Shape, iată, aici ne creăm noi insula, cum vrei să arate. Deci shape, putem să o facem cam așa. Putem să o facem cam așa, lag. Sincer, nu cred că putem să construim cine știe ce par pe insulița asta. Par și pe lagul, ok, așa. Copaci, am zis că să pui puțin copaci, fiindcă dinozaurii ăsta pot îmbolnăvi, pot să ia boli așa de gen, știi? Hai să punem câțiva așa. Râuri, să punem râuri, putem noi să creăm râuri și astea, dar hai să vedem. Rivers, ia să vedem. Cred că o să fac cam așa. Uite așa, un râu pe da lungul. Și munți, vreau munți cât mai micuți dacă se poate. Bun, și aici avem Next Island. Una rotundă, una pătrată, asta rotundă din nou, asta pătrată din nou. Încă una pătrată și mai mare. Uite, parcă are un vulcan în mijloc. Asta no, vreau ceva mai plat puțin, se poate mai plat. Ok, nu vreau nici ceva pătrat, nu vreau un cub, nu suntem în Minecraft. Asta arată destul de ok, hai să dăm start. Și acum o să înceapă toată nebunia. Oh, ok, se încarcă. Credeam că s-a blocat.
Mai are el mici probleme. Jocul ăsta e foarte customizabil, nu știu dacă v-am zis, nu v-am zis chestia asta. Setările lui sunt așa de ușor de modificat, fișiere lui și astea, poți să adaugi număr de bani, uite, normal începeai cu 60.000, am mai adăugat eu 60.000 în plus, fiindcă, ca să fac 120.000, fiindcă 60.000 mi se pare cam puțin pentru început. Și asta e insulița noastră, avem o grămadă comenzi în tastatură, după cum vedeți e, nu e prea cine știe ce, se controlează mult în tastatură, frate, deci multe taste astea. Să nu mai știu pe cerea, nu, ăștia sunt ok, mail-ul. Caracterele astea o să-ți dea misiuni și chestii, o să te învețe să joci și astea, foarte interesant. Nu mai știu pe ce era harta, aveam o mapă asta așa, parcă pe tab. Ah, ok, pe tab e. Deci noi suntem aici în punctul ăsta, ia să vedem. De unde vrem să ne începem minunata atracție? Avem aici neată și vreme, o să existe furtuni și astea care o să ne dea insula peste cap și chestii și noi trebuie să facem față. Cred că o să încep de aici, din zona asta, ce pare aveți? Eu zic că e un loc bun. Nu vrei să cred că încă mai știu controlele la joc. Ok, flăguie puțin, nu înțeleg de ce. Ciudat, stai, ok, așa. Și hai să începem. Ia să vedem ce zice. Welcome to your new part. The first thing you'll need to do is hatch some dinosaur. Deci, primul pe care facem noi în Jurassic Park e să aducem la viață niște dinozauri. Build an enclosure and a hatchery and breed your first dinosaur. Ok. Our fossil dig teams are standing by. Ok, ăsta e Dr. Grant, cred că toată lumea știe. Mergem să căutăm fosile. De fapt, nu noi mergem, echipa noastră o să meargă, o să caute fosile. Bla bla bla, research team. De aici luăm chestii cum ar fi... ce naiba asta? Chestii pentru bani, ca să primim bani și astea de la vizitatori. Evident o să fie și oameni cu vizitatori, dinozauri, au emoții. Foarte interesant, frate, foarte complex jocul, îmi place extrem de mult. Avem aici atracții, chestii pentru dinozauri, să-i facem să ecloseze mai repede și să fie imun și astea. Stai, ce asta? Speed up DNA extraction, uite, vedeți? Astea sunt pentru protecție, să ținem dinozauri sub control, să nu... Fiindcă ei o să poată să scape la un moment dat, dacă intră rampage mode, am dat de belea. Și vaccinurile, cu astea trebuie să începeți prima dată, cel mai important. O mie, hai să începem cu asta. Vaccinurile sunt cele mai importante, frate, fiindcă dinozauri să îmbolnăvezi repede. Avem nevoie de o... Ok, avem aici accent de vizitator. Cum neapă să întorci asta? Ia să... nu. Cum să întorci asta, chestia asta? Nu mai mi-aduc amintea. Oh, așa, perfect. Bun, o punem cu privire încolo. Avem și un elicopter care să aducă oameni pe insulă frumos. Așa, acum punem drum. Hai să punem un drum cam... până aici. Zic că e de ajuns. Ok. Drăguț, o să punem și niște chioșcuri pe parte și dinozauri pe cealaltă. Bun, hai să începem cu niște atracții de început. De obicei lumea când vine în parc vrea să vadă, vrea să viziteze un chioș și chestia asta. O să le punem un chioș cu mâncare aici și unul pe aici, ok, de ce nu? O să mai punem niște băi, o să punem băi fiindcă, bă frate, oamenii ăștia sunt obsedați de băi în joc, ăsta am pământ așa ceva. Una, două, iau nevoie la baie. Ok, hai să mai punem ceva... Oh, uite asta. Asta e foarte interesant, turnulețul ăsta. Să punem așa. Sunetele de ambient sunt foarte ciudate. Să aud păsări și chestii, interesant, nu? Ok, și uite, putem să intrăm în chestia asta. View. Și avem o vedere completă, aproape completă asupra insulei noastre. Oh, uite acolo. Opa. Uitați ce frumos, uitați cât de frumos se vede totul. Eu folosesc un mod, jocul ăsta are moduri, dacă nu v-am uitat să zic, are și moduri, frate, o grămadă moduri. Eu folosesc cel mai bun mod existent în jocul ăsta, Frogaton Mode, care îți oferă diferite specii de dinozauri și multe alte chestii, deci eu nu joc jocul default. Bun, și avem aici tipuri de guard, hai să vă arăt și tipurile de guard. Poate unii dintre voi știți, poate unii nu știți și de-aia fac așa un fel de tutorial de început pentru nătăfleți. Avem tipuri diferite de guard pe care noi trebuie să le upgradăm. Deci începem cu low security defense, medium security defense, high security defense pentru dinozauri ăștia cum sunt T-Rex, Spino, Raptor chiar. Avem și feeder aici, trebuie să-i dăm și de mâncare care ar fi o să moară, fiindcă ei sunt dependenți de lizină, cine a avut Jurassic Park 1, sunt dependenți de lizină. Și dacă nu le administrăm o mâncare, o să intre în comă și o să moară. Aparent, da, și au nevoie și de apă de băut. Ia să vedem până unde e naiba aici, o să o luăm așa. O să aibă și apă de băut, nu-i problemă. Dacă eu o să mărim lacul ăsta puțin. Cred că o să pun un hatchery aici. Bun, intrăm aici, luăm hatchery.
Frate, jocul ăsta e foarte ușor, adică nici nu ai nevoie de instrucțiuni pentru sau un tutorial ceva. Ia să vedem. O să fac puțin lacul ăsta mai mare, vedeți? Hop, facem apa mai mare. Să aibă de băut, fiindcă o să fie puțin însătați dinozaurii noștri. N-au și ei nevoie de apă. Ia să vedem ce dinozauri avem noi disponibil deocamdată. Edmontosaur. Maiasaur și atât. Ia să vedem, carnivore, avem ceva carnivore? Nu. Large carnivore, small carnivore, nu. Avem de cât ierbivorile astea drăguțe. Ia să vedem, au ADN-ul 55% complet. Asta trește 9 luni. Asta trește 9 luni. O să punem de ăștia, fiindcă au rating 3 stele, vedeți? Hai să punem, cât costă? 3.240, o să pun 3, 4, hai să punem 5. Hai să punem acolo să fie. Bun, și hai să punem acum și un, cum se numește chestia, mă? Feeder, așa, feeder se numește. Build this inside your enclosure to automatically feed hungry herbivores. Asta e pentru herbivore, bun. Și putem să și selectăm. Aici bale, care costă 20, sau ăsta paleo bale. Dar noi o să punem de astea simple. Paie, fân, chestii, știi, cum mănâncă cai și astea. Ok, ia să vedem primul nostru dinozaur cum o să iasă de aici, din chestia asta. Arată exact ca țar cu raptorul din Jurassic Park, nu știu, ne-a văzut filmul, știi? Foarte faină chestia. Dar de fapt, alea nu era un țarc pentru raptor, era un hatchery. Uitați-l că vine! Gentle Giant. Uitați-vă la el cât de bine arată. Frate, pentru un joc vechi care a apărut în 1000... Cred că a apărut în 2001-2002, habar nu am. După ce s-a lansat toate filme de Jurassic Park, The Last World Jurassic Park și Jurassic Park 3, a apărut și jocul ăsta. Uitați cât de bine arată. Și are și emoții. Perioada Cretaceous. Astea sunt informațiile de bază despre el. Age 1 week. Deja are o săptămână. Timpul aici în jocul ăsta trece foarte repede. Așa, ce mai are pe aici? Astea sunt vaccinurile pe care el le-a suferit, bolile pe care le-a și astea. Aici e inventarul total, câți dinozauri avem noi în total. Avem 2 edmontosauri la ora actuală. Așa, și mai avem și maiasaura care sunt 0 deocamdată în parc. Update, your dig team, team in Hell Creek Formation B has found amber. Am găsit Kihlin Bard ăsta, din care extragem ADN. Opa, e cu roșu. Au terminat de extractat chestia asta, punem altceva să extracteze. Ok. Punem noi cei mai ieftini și aici avem orders. Opa, am uitat ceva important. Opa, uite, are un prieten. Ce drăguț. Am uitat o chestie importantă. Ia să vedem, unde n-ai bai. Nu, asta, astea sunt curățătorii. Aici eram. Trebuie să punem o chestie de asta cu elicopterul, vedeți? Ca să fie parcul protejat, ea asigură paza și asta. Ei tranquilizează dinozaurii în pușcă în caz de nevoie. Poți să pilotezi și elicopterul ăsta, ce mi se pare foarte fain, vezi? Foarte șmecheră chestia asta, nu? Bun, ia să vedem, vine lume ceva. Oh, e closed. Open, gata, am deschis parcul cu $500 intrarea. Congratulations on opening the park. You've got the potential to make Jurassic Park the greatest theme park in the history of the world. Yeah! Parcul nostru va fi cel mai tare. Apropo, probabil că unde voi să vreți să deschideți parcul înainte să creați un dinozaur, nu se poate. Dacă o să mergeți aici și o să dați open și nu aveți niciun dinozaur în parc încă, nu o să vă lasă, o să zică că aveți nevoie de un dinozaur. Fiindcă de-aia vine lumea să vadă dinozaurii. Uite, au început să iasă, ia uite, 1, 2, 3, 4, mai trebuie să mai iasă 1. Aleluia! Foarte fain jocul, frate, e extrem de mișto. Deocamdată la început de e puțin mai plictisitor până construiești toate chestiile și astea. Dar când avansezi și începi să faci toată nebunia asta de insulă, plină de cuști, chestii, atracții și astea, o să vedeți cât de fain o să fie. Vreau să mă întorc, invers. Mi se pare, ok, merge și de mod, dacă țin apăsat cu click dreapta. Bine. Vreau să pun acum niște atracții dintre alea noi, faine, mai faine, ia să vedem. Nu asta. Nici asta. Aici era, uite. Astea sunt gen... cum se numesc astea? Am uitat cum se numesc. Viewing vent. Viewing vent îți permite... Ups. Uite, vezi, merge aici, dai view și te uiți la dinozaurul de aproape. Uitați-vă la fața individului ăsta. Hey, dude, uite-te aici. Ope, ok, a întors spatele la noi. E timid. Opa, am primit un mesaj. Nu ne interesează mesajele deocamdată.
Hai să vedem cum construim și noi asta pe aici. Ok, luăm așa frumos, întindem drumulețul, bum. Ca să poată lumea să vină să visteze dinozaurii. Aș putea să iau și da lungul așa până aici, dar nu știu ce rost are, adică să vină lumea până în capătul ăsta degeaba. Lasă-i să se plimbe, să facă și mișcare. Hai să punem niște cleaner dintre ăștia, ia să vedem. Uite ăștia, cleaner ăștia, una așa, ok. Ăștia, a venit elicopterul și acum o să vedeți că o să iasă lumea, uite. Ia uite. Uite cum vine, uite cum vine bănetul. Parcul nostru are succes. Ok, o să punem și noi doi dintre curățători ăștia să stea pe aici pe drum să se plimbe. Fiindcă drumurile la un moment dat se murdăresc, frate, și arată urât. Lumea să plânge. Lumea din jocul ăsta e ca lumea din zilele noastre, să plânge de orice. The Ranger Station, ok, DNA Extraction, Maya Saura e acum 79%. Delete, ups, n-am vrut să fac asta, am vrut să dau delete. Our agent at the fossil market. Avem și un fossil market în care putem să cumpărăm dinozauri. Deocamdată nimic interesant, poate triceratopsul ăsta, dar vedeți, da acolo informații. Quality low, poate să fie high sau medium. Dar merge și low quality, depinde. Opa. Ia să-mi pot să mai cumpăr echipe? Aparent pot, ia să-mi câte echipe pot să-mi cumpăr. Hai să nu cheltuim toți banii din prima așa. Zoom in. Progress, good. Hai să mai punem și aici o echipă. Și aici două, fiindcă sunt mai multe, vedeți, mai multe spații de-astea. Înseamnă că e mai mult de căutat. E un joc complex, chiar dacă e vechi și îl ador, frate. Nu știu părerea. Vreau și părerea voastră în comentarii. Ce părere aveți vă la prima impresie? Cum arată jocul ăsta? Ok, văd că dinozaurii noștri o duc destul de bine, ia să vedem, sunt fericiți. Au aici chestiile astea sus care nu știu ce înseamnă, nivel de happiness. Când se încarcă astea înseamnă că au nevoie de ceva, anume mâncare, apă, somnic. Văd că sunt fericiți și sănătoși deocamdată. Știți ce au ei nevoie la ora actuală? Știți ce n-au ei aici în cușcă? Copaci, o să intre în stare de-asta în... Auzi, o să aibă ei o stare de-asta nasoală. Și avem aici trees, pale your trees, ăștia sunt mai recomandați, dar deși costă o grămadă. Ok, o să punem câteva pale your trees pe aici. Zic eu că ajunge. Deși am pus-o lângă viewing venturile astea. Uită-l pe individul ăsta, ia să vedem ce face. Ăsta e un cleaner dintre ăla, n-avem treabă cu el, dă-te mă-n pui. Uite-l aici am. Cine ești tu, domnșoară, ia să vedem. Jane from South Africa. Ok, ea e Jane și vine din Africa de Sud. Are o grămadă bănet la ea. Not bad, I guess. Uite, vedeți, spun și părerea despre parcul nostru. Cât de cât de siguranță se simte și astea. Ia să vedem, altceva pe aici. Dinosaur, n-a văzut nicio specie, încă nu. N-a fost vadă niciun dinosaur încă. Opa. Bun, hai să mai punem un vaccin dintre ăsta. 1500, ia să vedem ceva mai ieftin pe aici. Hai să punem pe ăsta. Bun, văd că lumea deocamdată se bucură oarecum de parc. Dinozauri se bucură de viață. Uite, să bea apă aici, ăștia se plimbă împreună și socializează și se și pot bate între ei dacă se enervează, dacă și încarcă teritoriile unii altora. Mă, eu am pus asta invers, voi ați văzut? Elicopterul ăsta trebuia să fie cu fața încolo. Ce naiba am făcut, mă? Ups. A pus elicopterul invers în greșeală. Văd că au trecut deja 16 minute, timpul zboară când te distrezi. Pe planeta lui T-Rex timpul zboară foarte repede. Avem 5 dinozauri și 5 oameni. Vedem aici și numărul total de dinozauri și de vizitatori în parc. Dar, bă, frate, cam aici o să închei și eu acest prim episod din Jurassic Park Operation Genesis. Dacă vă place și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Mai e ceva de zis? Nu cred. Da, nu cred că mai nimic de zis, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi o să ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!